Zilele filmului românesc au revenit la Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți. În prima zi, toți doritorii au putut urmări unul dintre cele mai recente filme de peste Prut, Oameni de treabă, o comedie neagră despre corupția din România, dar și despre legătura toxică între autoritățile locale și justiție. Ți-au furat orice așa a fost? Mi le-au furat, tu le Dumnezeu, și cu cea mamilor de bandiți? Cinci le-au luat. Apoi eu de unde să știu, domn șaf? Ce vrei știu eu? Pelicula are în prim plan un polițist de la țară care își dorește un trai modest și confortabil, dar sfârșește prin a lua cele mai greșite decizii. Sincer, să vă spun, m-am pus pe gânduri. Dur, într-adevăr dur, greoi și este o realitate de care mi-amintesc că cam așa stăteau lucrurile. Unele sate. Actorii și-au făcut treaba bine, toți, deosebi. Chiar și acest Ilie, care, de fapt, este o fire care se luptă însuși el cu sine. Pe de o parte vrea să aranjeze viața și pe de altă parte înțelegea că lucrurile nu merg bine. Filmul mi-a plăcut în general, doar că nu mi-a plăcut finalul. Am așteptat mai mult. Am așteptat să vedem un final mai cu speranță, mai cu încredere și nădejde într-un viitor mai bun. Actorii au jucat foarte bine. A fiecare și-a îndeplinit rolul pe cinste. Sunt bravo la capitolul respectiv. Мне понравилась интерпретация, что в комедии задели именно эти сложные проблемы, которые нужно решать. Ну, я, как если обращаете внимание, не могу говорить на румынском. Мне очень понравился тот факт, что у нас, ну, как мне, русскоговорящему, есть возможность что-то посмотреть на румынском более, как бы, ну, для развития. Благодарю, конечно же, за это, за такую возможность, потому что у нас в городе мало таких фильмов, пьес. În primăvara acestui an, în cadrul Galei Gopo, cel mai important eveniment din România dedicat cinematografiei, filmul Oameni de treabă a obținut cele mai valoroase premii, printre care cel mai bun lungmetraj, cea mai bună regie și cel mai bun actor în rol principal. Am rămas plăcut, surprins din numărul destul de mare în comparație cu anii precedenți, oamenilor care sunt în sală. Noi încercăm pur și simplu să valorificăm lucrurile care sunt făcute frumos, estetic, frumos, de punct de vedere profesionist, ori cinematografia românească în ultimul timp ține întâietate în cinematografia mondială și filmele sau peliculele care noi le arătăm aici, oamenii nu au posibilitatea să le ia din altă parte. Trebuie să fie o strategie națională, dacă pot să spun așa, ca împreună Centrul Național al Cinematografiei, cu sprijinul statului, bineînțeles, noi nu avem un fond cinematografic, ar trebui să avem un fond de câteva milioane de euro care să ne permită să reabilităm niște cinematografe împreună și cu autoritățile locale. Eu cred că trebuie să găsească o soluție în care noi să avem până la urmă vreo 30, 40 sau dacă nu chiar mai multe cinematografe actualizate cu tehnologiile moderne. Duminică, bălțenii sunt așteptați să vizioneze Copacul Dorințelor, Amintiri din copilărie, un film pentru întreaga familie, inspirat din fapte reale și care spune o poveste plină de peripeții a Marei, o fetiță de 12 ani, grav bolnavă, dar și Occident, filmul de debut al lui Cristian Mungiu. Evenimentul Zilele Filmului Românesc este deja la a noua ediție.